Podul peste pârâul Bizidel din cartierul Trainic a refăcut ca la carte. Președintele Consiliului Județean Dâmbovița Adrian Suțuian împreună cu viceprimarul orașului Pucioasa Maria Ana și reprezentanții Companiei Naționale de Investiții a inaugurat astăzi podul peste pârâul Bizidel din cartierul Trainic a orașul Pucioasa. Podul lateral cu drumul județean 712 a fost cuprins într-un proiect de refacere. Beneficiarul acestui obiectiv este Consiliul Județean Dâmbovița, iar investitorul este Compania Națională de Investiții. Valoarea acestui proiect este de 758.847,51 lei și a avut termenul de execuție 23 noiembrie 2010, 12 aprilie 2013. Lucrarea este în garanție 5 ani. La inaugurare au fost prezenți un sobor de preoți, reprezentanții ai Societății Comerciale Lucrări, Drumuri și Poduri Dâmbovița, vicepreședintele Consiliului Județean Dâmbovița Ioan Marinescu și alți reprezentanți ai Direcției Drumuri Județene din cadrul Consiliului Județean. Doamne miluiește! Pacea toată lumea pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. E început în anul 2010. După inundații, podul de mai sus de aici a fost unul provizoriu, o soluție provizorie. Valoarea adunată la toate lucrările, adică pod provizoriu, înseamnă vreo 4 miliarde și jumătate, podul pe care suntem acum vreo 7 miliarde și jumătate, la care se adaugă lucrările de proiectare da, și asistență tehnică, undeva investiția totală este la 15 miliarde de lei. O investiție care s-a derulat în parteneriat între Compania Națională de Investiții, respectiv Ministerul Dezvoltării și Consiliul Județean Dâmbovița. Ca de altfel, toate obiectivele pe care noi le realizăm în cadrul Companiei Naționale de Investiții sunt obiective promovate de către autoritățile locale de la dumneavoastră din județ sau din fiecare județ în parte unde avem investiții, sprijinite de către președintele Consiliului Județean, respectiv de domnul Suțuianu, și aceste obiective sunt stabilite, deci fiecare autoritate locală își propune să facă anumite investiții. În luna iulie anului 2010, la doar câteva luni după ce fusese inaugurat acest pod, o viitură puternică pe pârâul Bizidel în orașul Pucioasa a rupt podul și a izolat 30 de gospodării din cartierul Trainica. Localnicii erau revoltați că autoritățile județene de la acel moment, care au construit podul, au distrus intenționat o apărare de mal pentru a face loc podului. În iulie 2010, în doar câteva minute, noul pod peste pârâul Bizidel, inaugurat cu câteva luni în urmă, a fost rupt, iar malul stâng a fost erodat pe o lungime de peste 100 de metri și o lățime de 10 metri. Accesul către 30 de gospodării, stația de epurare a orașului Pucioasa și două societăți comerciale nu se mai putea face atunci decât pe jos. De astăzi, oamenii pot utiliza un pod care respectă toți indicatorii tehnici, iar apărările de mal sunt făcute în tocmai ca la carte și nu așa cum s-a întâmplat în anul 2010.